Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Să vă fie superbă, să vă fie minunată. Dar fiecare are, într-un anume fel, viața pe care o merită. Unii dintre noi nu merită. Unii o duc prost din cauza noastră, a celor ca mine, neisprăviții neamului, care au dormit în opinca românească de 26 de ani și sunt voci care spun așa: România, românii sunt pe cale de dispariție. Niciodată! Niciodată! Și nu o spun pentru că așa vreau eu, pentru că așa spune inima mea de pui de român. E în firea lucrurilor să fie așa. Supraviețuim prin valorile pe care le avem, prin trecutul pe care îl avem, prezentul este devastator, dar vom vedea ce va urma, totuși depinde de noi. Astăzi vă voi răsfăța, nu eu, pentru că eu nu sunt capabilă de așa ceva, prin intermediul invitatelor mele de astăzi, care îmi demonstrează că vom supraviețui prin folclor, prin respectarea și practicarea tradițiilor, prin punerea în valoare a trecutului, pentru că prezentul, cum știți bine, nu prea este. Alături de mine este o puicuță senzațională, Larisa Diana Bularca. Vedeți, asta pățesc, pentru că îmi cunosc invitații, pe cei mai mulți dintre ei sunt la prima întâlnire cu ei. Este în clasa a șaptea și alături doamna Mihaela Cătălui, profesor logoped. Dar uitați-vă ce frumusețe, ce splendoare! Și cu bunăvoința colegilor mei din regie veți vedea și întru totul. Are un costum absolut senzațional. Vă mulțumesc din toată inima pentru că ați acceptat invitația mea. Noi vă mulțumim, bun găsit dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet că ne dați ocazia de a le arăta românilor, așa cum spuneați dumneavoastră. Și nu numai românilor. Și nu numai românilor. Și nu numai românilor. Frumusețea cântului, a jocului, a obiceiurilor și nu în ultimul rând a frumosului nostru costum tradițional. Vă mulțumim așadar. Cu toată dragostea, cu recunoștință pentru ceea ce faceți. Hai zi și tu ceva. Mă numesc Bularca Larisa Diana. Am înțeles, te-ai și prezentat, gata. Am 12 ani și îmi place foarte mult folclorul. Moștenesc talentul de la tatăl meu și vreau să duc mai departe tradiția și folclorul românesc. Ai emoții, haide mânuța aici, are emoții. E normal, orice suflet curat are emoții, nu-i așa? Bine, moștenești talentul, dar înțeleg că chiar îți place ceea ce faci, nu? Nu e voie să iau șuvița de aici, nu? Așa. Hai, descrie-mi și mie puțin, te rog frumos, puțin, mă rog, așa cum trebuie costumul pe care îl ai. Costumul meu este alcătuit din ie. Da? Din ce zonă este, în primul rând? Din zona Făgărașului. Așa. Din ilic sau vestă. Da. Și catrințe. Catrințe. Sau fote, cum mai spunem noi. Așa. Și poale sau fuste. Fustă. Vai, ce splendoare, ce splendoare, ce splendoare. Este un curent pe care cred că îl stimulează bunul Dumnezeu. Este grupul Șezătoare la Brașov și sunt numeroși alții, foarte tineri, iată, așa cum este invitata de lângă mine, care adoră folclorul, îl practică, au har. Asta înseamnă continuitate. Nu-i așa? Da. Asta îmi doresc, doamna Felicia. Vă rog. Eu sunt un fel de mama adoptivă a acestor copii iubitori de folclor. Să vă trăiască! Vă mulțumesc! Proiectul meu a început în urmă cu
foarte mulți ani, dar vizibil a fost acum vreo 3 ani și jumătate, când la un alt post de televiziune am început o emisiune pe ulița satului, este foarte sugestiv, și în această emisiune am avut o invitată, de fapt am descoperit-o pe Larisa, de la Cristian, este din comuna Cristian, dați-mi voie pe această cale să-l salut pe domnul primar Dragos Serafin, pentru că dânsul chiar încurajează partea aceasta de cultură tradițională, educația prin cultură populară, și chiar avem un parteneriat cu acești copii. Deci acești copii pot să cunoască zonele etnofolclorice și să chiar să participe la cercetarea în zonă. Acesta este proiectul nostru. Deci nu numai stăm la televizor, nu promovăm copiii doar la televizor, ci îi ducem acolo, la fața locului, să cunoască frumusețea locurilor, din mediul rural în special. Pe ulița satului, spuneați, doamnă, care uliță, care sat? Satele noastre sunt mutilate, din păcate. Îmi place să cred, doamna Felicia, că nu este chiar așa. Eu am străbătut satele și chiar am găsit oameni, așa cum spunea și dumneavoastră. Oameni, da, care încearcă să păstreze ceea ce au mai rămas de la moșii și strămoșii noștri. Cum îmi place mie să le spun copiilor, să ducă mai departe povestea bunicilor. Da, doamnă, nu întâmplător am făcut această subliniere. Un număr foarte mare de sate. Mă iertați, mai dau o bâlbâială câteodată. Sunt abandonate. Mai sunt câțiva seniori care așteaptă întâlnirea cu bunul Dumnezeu. Tinerii au plecat. Sunt alte sate unde se vede prosperitate, oarește ce prosperitate, plătită scump. Pe plantațiile altora, oamenii, românii noștri muncesc în alte părți, vin cu bănuți și își fac căsuțe. Dar românașii noștri, în cea mai mare măsură, mai ales primara Mureș, am observat că fac următorul lucru. Vin și fac case cu arhitectură de împrumut din Italia, din Spania, și au mutilat satele. Nu întâmplător spun asta. Da. Pe când satele noastre, domnule, nu mutilați satul, nu... Înțelegeți noastră ce vreau să spun. Da, vă ascult. Dreptate, dar eu am străbătut mai mult satele din județul Brașov, trebuie să recunosc, pentru că eu iubesc, ador acest județ, pentru că provin dintr-un sat din județul Brașov, din satul Dacia sau Ștena, Stein, de la Piatră, înțește, acolo unde de la 6 ani jucam în vârtita și unde am fost educată în spiritul acesta al păstrării. Cum sună? Fredonați un pic în vârtita, vă rog. Marie pălărie nouă, la-la-la-la-la-la-la, tu mi-ai rupt inima-n două, la-la-la-la-la-la-la, tu mi-ai rupt-o, tu mi-o coase cu fir roșu de mătasă, la-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 la. Trageți un pic vesta, că nu se mai... că nu se mai vede, e la valiera acolo și s-ar putea să... aibă un proces de frecare cu ea și să deranjeze telespectatorii. Minunat, minunat, minunat. Iată că îmi revin un picuț. Supraviețuitor prin folclor. Ce înseamnă folclorul? Tradiția și obiceiurile preluate de la moșii și strămoșii noștri, care trebuiesc neapărat duse mai departe, pentru că altfel se va pierde tot folclorul românesc. Neapărat. Și spune un copil, neapărat, sunt cărțile noastre de identitate. Eu nu mă pricep nici la folclor, uite, nici la aceste ținute absolut senzaționale. Dar știu că fiecare țesătură, fiecare semn de pe ei are un mesaj. Sunt niște coduri aici, nu-i așa, doamnă? Atunci când bunicile noastre se adunau iarna în sărbători și țeseau în șezătoare și cântau, se bucurau, se minunau de ceea ce puteau să scoată din mâinile lor harnice și pricepute, aceasta era adevărata bucurie. Eu port oia unei foste mirese de acum 70 de ani. Sunt foarte mândră, dragii mei telespectatori. Este o ie din zona Rupea, o ie a unei mirese, așa cum v-am spus, ceea ce înseamnă că spiritul acelei doamne, chiar dacă nu mai e pe pământ,
îl duce mai departe prin această frumusețe. Iar această, mă rog, altă componentă a costumului, șorțul sau șurțul cu potori, șurț cu potori, este un alt element al costumului popular, laibărul negru, care se poartă într-un anume anotimp, și anume vara, iarna. Țărâncile, bunicile, străbunicile noastre purtau, doamna Felicia, acel cheptar din lână de oaie, țesut și cusut extraordinar. Poate o să mai avem ocazia să venim și cu un cheptar din acela făcut în război și cusut de mână, în special bărbații. Nu în teatrele de operațiuni! Nu vă gândiți la așa ceva. În războiul pentru țesut. Se mai țese, doamnă. Se mai țese, doamnă Felicia. Pânză. Se mai țese. Sunt sate unde chiar se țese, unde acești copii, chiar și copiii de la Cristian, au posibilitatea să participe la ateliere de țesut. Și apropo de ce spuneați dumneavoastră, de anumite sate, unde se mai păstrează sau nu, unde se duce mai departe, se păstrează această identitate, asta contează foarte mult, deci ducem datorită liderilor comunității. Vreau să vă spun că am întâlnit lideri ai comunității care au spus așa: de ce să dea bani pe benzină pentru copii ca să îi transporte la un festival? Nu dau nume. Sau am întâlnit lideri ai comunității care au făcut eforturi, și sunt multe sate care susțin acești copii și pe care îi plătesc pentru a pleca la festivaluri, pentru a-și cumpăra costume populare. Deci contează foarte mult liderul din acea comunitate. Da, liderii, majoritatea sunt niște măscărici. Vor să acumuleze, se fac. Acum sunt în campanie electorală, fie var de cap să vă fie. Mă, dacă mai mințiți, invoc toate blestemele argheziene. Nu mai mințiți măscăricilor, spuneți adevărul. Eu, dacă aș fi candidat, mă întreba, vă și spun cine, Costică Gotcă, campionul nostru. M-a întrebat, dar nu vreți să candidați la primărie? Mă, Nea Costică, da, așa de rău arăt eu. Dar dacă aș fi candidat, de ce râzi? Nu fizic, știi? Așa, la figurat, nu la propriu. Dacă aș fi candidat, le-aș fi spus brașovenilor așa: nu vă promit nimic, pentru că nu sunt în stare de nimic. Dacă vreți să mă alegeți, vom face împreună. Dar le dau măscăricilor idei. Nu vă mai crede nimeni. Vă spun eu că nu vă mai crede nimeni. Liderii locali, le vă mai pasă vouă de folclor? Păi voi vreți de-alea prin nu știu care insule, aveți bani. Întoarceți-vă la rădăcini dacă vreți. Dacă vreți pentru voi, că pentru noi oricum suntem vai de capul nostru. Dar iată, vin din urmă și să vă fie rușine în fața acestor copii. Spuneați de lider, doamnă. Eu cred că unii mai ajută, poate că și din conștiință, dar așa, pentru salvarea aparențelor. Păi dă bine. Ziceți, doamnă. Să ierte Dumnezeu. Sunt niște măscăriși, părerea mea. Nu toți. 0,01% nu sunteți măscărici, dar sunteți duplicitari și... Tac, e prea frumoasă ziua de astăzi, nu-i așa? Mi-a promis Larisa că va cânta. Da. Ne va cânta pentru a ne încânta, nu? Ce ne zici? O doină? O doină. Vai, ce frumos. După ce tine la vale. Doamna este profesor logoped. Cred că toți avem nevoie, și politicienii. Se spune așa, am spus de 1000 de ori pe post, dar spun și acum. În loc să spună trebuie, zice trebuie să facem. Sau scriu cu îl inoară mii la pronumele reflexiv. Vă rog să mă scuzați. Aceasta este una dintre greșelile. Eu de ce să vă scuz? Da. Bine, scrisul, nu mai articulăm cuvintele, vorbim anapoda, am mutilat limba română. Academia Română, fi var de cap să vă fie. Ați dormit, v-ați apucat să vindeți sala Dales, care are o valoare extraordinară. Puțin dintre noi știu, nici eu nu știu, eu știu atât de puțin, mult mai puțin decât dumneavoastră.
s-au apucat de business academicienii, nu? Să apere limba română, să apere valorile, să apere... Gata, tac! Ascultăm duelul. După ce din ala vale mi-a ieșit dorul în cale, și-așa frumos mi-a vorbit mai, de nu ne-am mai despărțit mai. Până la lacrimi m-a impresionat. Și ca la lista doamna Popa, sunt foarte mulți copii talentați în județul Brașov. Și cine îi pune în valoare? Cine? Am încercat eu și dumneavoastră, încercăm. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Încercăm așa și cu ajutorul dumneavoastră, pentru că emisiunea mea pe ulița satului, din păcate, nu mai există deocamdată. Dar cu oameni de suflet încercăm să promovăm, să ajutăm acești copii să-și pună în valoare talentul și harul pe care îl au de la Dumnezeu. Pentru că a cânta și a-ți iubi moșii și strămoșii prin ceea ce faci este de fapt un dar venit de acolo de sus. Este o onoare, nu o datorie. Larisa, ține minte ce spun eu. Dacă spun o prostie, mă vor corecta alții. A respectat trecutul nostru și pe strămoșii noștri este o onoare. Mulți spun o datorie. Nu, eu spun că este o onoare și de vreme ce suntem onorați, nu avem decât să ducem mai departe și să arătăm. Știi foarte bine, sunt convinsă că iată că un așa vastă lângă tine și numeroși alții pe care îi ai și părinți, folclorul românesc a făcut furoare, cum ne place să spunem, pe toate meridianele, costumele, muzica, dansurile, nu-i așa, doamnă Cătălui? Obiceiurile puse în scenă, obiceiurile acelea minunate de primăvară, de vară, sunt zienele, plugarul, primul fecior care iese la arat în zi de sărbătoare, cel mai harnic fecior din sat, în satul Vad, la noi la Dacia. Ce să vă spun, sunt lucruri atât de minunate încât eu în urma unui eveniment neplăcut am avut această datorie, am simțit cam această deschidere și datorie spre strămoșii mei. Din păcate, nu voi vorbi despre ceea ce s-a întâmplat atunci, dar ceva m-a determinat apoi să-mi schimb, adică prin acești copii, să-i ajut voluntar, fără nicio obligație, să le arate și celorlalți frumusețea și tradițiile locului. Voluntar, da. Știți, nu voi spune nume. Ultima invitată care a venit, a cântat, tot așa m-a căutat, m-a contactat, m-a întrebat dacă poate să vină la ei. Nici nu e sigur că da. Și mă întreabă la un moment dat așa mai tare. Cât costă? Nu costă nimic. Păi știți că la alții am plătit. Treaba lor. Aia sunt măscărici. Da. Aici nu. Aici nu se plătește absolut nimic. La fel ca și dumneavoastră, trebuie și să mă întorc. Voluntariat este o obligație. O obligație. De data aceasta este o obligație. Da. Și o onoare. Eu mă simt onorată pentru că ați venit. La fel acești copii, atunci când pot să o spună Larisa, când participau în emisiunea mea, ce s-a întâmplat de fapt? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, doamna Larisa? Mihaela ne promova și... Mai emoții? Aoleu, e ca la examen, nu dăm palme. Draga de a... Pe scenă ce faci? Tot așa ai emoții? Câteodată. Da, un suflet curat are emoții. Încet, încet se vor atenua emoțiile, nu așa? Da, suntem numai noi aici, așa că... Să-și continue ideea. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Mihaela, deoarece în emisiunile sale ne promova și punea în valoare talentele noastre. Bine, și în continuare. Exact. Și ne ajuta să ne afirmăm pentru a vedea și telespectatorii ce tradiții și obiceiuri frumoase avem noi. Și vocile voastre pentru a ieși în evidență, copiii care cântă foarte frumos trebuie promovați. Pentru că altfel cântecele acelea minunate rămân acolo, în lada de zestre, alături de costumele noastre minunate. Dragii mei, cei care aveți această putere de a ajuta acești copii, de a-i promova, eu sunt singură, dar pare să că, doamne, îmi scoate în care oameni
pentru a fi o echipă. Și vă mulțumesc încă o dată, doamna Popa. Este o mare onoare pentru că, de fapt, păstrăm împreună identitatea noastră națională. Acesta este scopul. Și veți auzi lucruri minunate despre noi, despre noi ca și grup, ca și copii. Acești copii, la un moment dat, vor fi viitorul nostru. Și atunci, ce le vor arăta copiilor lor? Dacă nu ceea ce au păstrat din moși strămoși. Eu vă mulțumesc în numele, iată, telespectatorilor noștri, pentru ceea ce faceți, pentru că nu e puțin lucru. Să faceți așa cum spuneați, voluntariat, sunt niște costuri, sunt eforturi, înseamnă timp, dar înseamnă dragoste mai ales. Dragoste. Aș vrea să vă aud cântând acum, pentru că telespectatorii noștri tare s-au bucurat, așa? Da, am să cânt. Acum mi-a venit un cântecel. Foarte bine dacă v-a venit acum. Supărat vadea de aseară, nu-i bai, nu-i bai! Supărat vadea de aseară, nu-i bai, nu-i bai! De ce n-am ieșit afară, de ce n-am ieșit afară, nu-i bai! De ce n-am ieșit afară, de ce n-am ieșit afară, nu-i bai! N-am ieșit că n-am putut, nu-i bai, nu-i bai! N-am ieșit că n-am putut, nu-i bai, nu-i bai! M-a pus maica la cernut, m-a pus maica la cernut, nu-i bai! Și mi-a dat o sută de asă, nu-i bai, nu-i bai! Și mi-a dat o sută de asă, nu-i bai, nu-i bai! Să nu pot ieși din casă, să nu pot ieși din casă, nu-i bai! Este live, doamna Popa, adică am cântat adevăratele. Da, sigur că da, sigur, se vede asta, se simte. Și v-aș ruga să-mi dați voie să cânt și cu Larisa. Vă rog, vă rog, vă rog. Și chiar vă mulțumesc. Am intrat la voi în casă, hai bună ziua! Și-am văzut vin ars pe masă, hai bună ziua! Am intrat la voi în casă, hai bună ziua! Și-am văzut vin ars pe masă, hai bună ziua! Gazdă bună și voioasă, hai bună ziua! Din român de viță aleasă, hai bună ziua! O, Doamne, ce frumos, cât de frumos! Primiți o reverență din partea mea și dumneavoastră și tu și toți cei care, toți cei care nu și-au uitat rădăcinile. Unii spun că bă, la care ascultă muzică populară un țărăn e prost. Uite-mă, țugurani, vreți manele, a? Vreți manele. Dacă vreți manele, vreți manele. Folclorul veritabil ne pune în valoare și, cum am spus, este cartea noastră de identitate. Cum? Tu ce vârstă ai? Am 12 ani. Nu ai încă o carte de identitate, dar iată, aceasta este. Aceea este o convenție. Spune-ți, și poate nu întâmplător ați inspirat să... azicere. Da. Poate nu întâmplător sunt profesor și este foarte importantă și educația aceasta, nu doar educația tradițională, dar acum le dau o sugestie colegelor mele, la opțional, știți că există o disciplină opțional, am putea să facem, dragele mele colege, ca sugestie, o oră de folclor. Sau să învățăm pe copii să cânte un cântec autentic. Pentru că așa, ceea ce le transmitem noi, copiii aceia, așa vor înțelege. Dacă le vom pune o manea, așa cum spuneți dumneavoastră, sau nu mă refer la colege, în general, urechea se formează în funcție de ceea ce transmitem noi ca și cadre didactice, ca și profesori. Dați-mi voie în acest sens, pentru că eu sunt profesor logoped la școala gimnazială numărul 11 și se apropie 60 de ani de la înființarea acestei școli. La finalul acestui an sunt implicată într-un program artistic, bineînțeles, trebuie să jucăm și să cântăm, să sărbătorim acest eveniment la Centrul Cultural Reduta, unde alături de colegii mei vom prezenta un spectacol folcloric, iar câteva dintre colegele mele își vor finaliza activitatea didactică. După foarte mulți ani de muncă, le doresc o pensie ușoară și să le dea Dumnezeu sănătate. Pensie. Cred că m-ați înțeles.
pensionarul înainte era... Înainte. Până când eram noi sănătoși la minte și la suflet. Acum a devenit o spaimă, starea. Când trebuie să-i mulțumești într-un anume fel seniorului pentru tot ceea ce a dăruit 30-40 de ani, zici, băi, n-am bani să te plătesc. Du-te acolo, du-te acolo, du-te unde vrei. M-ați provocat, doamnă. La mulți ani școlii, la mulți ani dascălilor, vă mulțumim frumos. Spuneați de o oră de folclor. Am și o sugestie pentru cei care... Nu am calitatea să vă fac sugestii, dar pentru cei care cred că ar merita și că ar fi benefic. Măcar din când în când, la orele de dirigenție, dacă mai există așa ceva realmente, nu le-ar prinde rău copiilor, chiar dacă acum li s-ar părea ușor ridicol, dar nu cred, așa. O oră, două, pe lună, pe semestru, pe cum doriți, de bune maniere. Foarte mult contează asta. No? Ce ziceți, doamna profesor? Contează foarte mult, pentru că lucrând de atâta timp în școală, pot să vă spun, copiii s-au schimbat foarte mult. Din păcate, există și exemple negative. Mm-hmm. Nu vreau să dau nume, sunt copii care vorbesc cu profesorul precum cu cineva de pe stradă sau... cu o persoană cu care n-au nicio legătură. Profesorul cum de acceptă așa ceva? Nu pot să vă spun. Adică mi se pare ceva mai presus de noi. Am fost elevi la țară. Dascălul pentru mine, eu am fost o elevă foarte bună, premiantă, trebuie să spun acest lucru, pentru că eu însă îmi trebuie să fiu un exemplu pentru acești copii pe care îi păstoresc. Ei da, puterea exemplului. Puterea exemplului. Da. Adică faptul că am venit dintr-un sătuc, satul Dacia sau Ștena, și am... absolvit o facultate la Transilvania, o facultate de psihologie, plus alte grade, că știți că în învățământ studiem până la adânci bătrâneți. Așa și trebuie. Mulțumesc. Nu obligatoriu, dar un dascăl, un medic, un jurist trebuie să învețe cât trăiește, până la 100 de ani. Toate acestea mă fac să nu înțeleg cum de acești copii, acestor copii, li se permite să se comporte total greșit față de un profesor. Dați-mi un exemplu. Cum? Cum? Ce spun? Ce fac? Nu știu, vorbesc urât sau cum? Au o atitudine... Nu pot să vă spun, doamna Felice. Sunt lucruri de culise. Dar, pe partea cealaltă, un exemplu ca și Larisa, să trecem la lucruri mai frumoase. Sunt și copii care învață foarte bine. Larisa este olimpică. Vreau să vă spun, olimpică la mai multe discipline. Ne spune ea despre ce este vorba. La română, la matematică. La limba și literatura română, nu-i așa? Da. Da. La matematică, la geografie. Olimpică la ce nivel? Județean, național? Deocamdată local și județean, dar sper să ajung cât mai departe. Cât de departe dorești să ajung? Cât de departe se poate. Îmi doresc foarte mult să învăț și să cunosc cât mai multe lucruri pentru a mă ajuta să trec prin... Da, 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 să pui în valoare datul tău și moștenirea ta genetică olimpică internațională, va fi așa, cred eu. Da. Acum nu știu la ce. Dați-mi voie. Are țara nevoie oare de olimpici? Au prea are. Sunt susținuți, doamnă profesor. Și material, pentru că sunt niște costuri, sunt susținuți. Copiii pasionați de folclor? La nu, mă referam la olimpici de data aceasta. Nu știu să vă spun. Nu, nu vreau sunt, să vă dau spun eu, nu sunt răspuns susținuți. Greșit. Dar dați-mi voie, pentru că fiul meu, Mihai, este de o vârstă cu Larisa. Să vă trăiască, doamnă. Vă mulțumesc. Arma o secundă. Servus, Mihai. Să-ți trăiască mămicuța și tu să-i trăiești. Să vă trăiți! Trebuia să-l salut, nu? Pe da. Ei sunt prieteni, Larisa cu Mihai. Iubesc animalele în primul rând și mai nou, copilul meu, mami, te rog să nu te superi, a început să iubească folclorul. Mi-a spus doar mie, mami, îmi place muzica populară, ceea ce n-a fost tocmai de la început. A fost o lungă perioadă în care eu, ca mamă, ca exemplu personal, am reușit să-l conving că valoarea folclorului este inestimabilă. Și pentru asta îmi felicit băiatul, doamna Popa. Felicitație și eu te felicit. Felicitări meritați dumneavoastră, pentru că, așa cum aminteam mai devreme, puterea exemplului, nu? Ceea ce vede, mediul în care se desfășoară, nu?
Doamnă, nici eu nu știu ce urmează la această ediție, doamnă, vă rog frumos să veniți puțin, vă rog frumos să veniți, e mama Larisa aici. Haideți, doamnă, numai așa, salutați telespectatorii lângă mine aici, lângă mine, ia uite ce, no? Uite mămicuța Larisei, așa un pic mai jos, iată, vă mulțumim frumos, doamnă. Mulțumim și noi. Este o persoană specială, mama. Specială, Larisa. Vă mulțumesc. Trebuia să o vadă telespectatorii. A zis că... Nu. Cochetă, doamna, nu? Cochetăria aceea frumoasă și... Da, vă rog, vă ascult. Deci acești copii pot fi mândri cu mamele lor și au ce să învețe de la noi, dar... Ai văzut ce am făcut? Mă voi ambiționa ca proiectele legate de copii în județul Brașov, dragii mei, lideri ai comunității, mă voi ambiționa ca ele să nu rămână în acest stadiu destul de avansat. Dar noi suntem o echipă și încă o dată vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate, pentru că avem posibilitatea și au posibilitatea și ceilalți care nu prea au venit în întâmpinarea noastră să vadă câți copii talentați avem la Brașov. Câți copii iubitori de folclor. Nu este adevărat că unui copil nu-i place muzica populară. Îi place, dar el trebuie să o cunoască mai întâi ca să-i placă. El trebuie să știe ce înseamnă acest lucru. Și asta depinde de noi. Cum îi spunem acelui copil? Cum îi transmitem? Ce anume îi transmitem despre obiceiuri și folclor? Eu sunt fascinată de aceste costume. Sunt fascinată. Mulțumim, doamnă. Fascinată. Uitați-vă în ce hal umblu îmbrăcată. Știți că am avut o idee să vă aduc o ie, dar acum în fața telespectatorilor, data viitoare, veți primi de la mine o ie autentică. M-am bâlbâit puțin, mă scuzați, dar când e vorba de ie, le dăruiesc cu sufletul și să-mi promiteți că acea ie o veți purta măcar așa din când în când. Ați văzut că și eu primesc mită? Nu este mită. Nu pot să refuz un astfel de dar, nu pot. Vă mulțumesc, doamnă. Pentru că mama mea țesea în război, pentru că eu am trăit cu războiul de țesut în casă, dragii mei telespectatori. În iernile geroase, mama ne învăța cum să dăm la spată, cum să țesem o ie, sau ne-a învățat cum să coacem pita în cuptor. Și cel mai mult mi-a plăcut și mi-a rămas mirosul acela de colac și lichiu. Lichiul este o plăcintă făcută din aluat de cozonac, specială, mai mult în zona noastră. O să vă invit cu proxima ocazie, sper să se mai coacă lichiu, la Rupea, să gustați, e o minunăție de plăcintă. Iar gustul acela de colac mi-a rămas imprimat undeva în străfundul inimii și acum îl caut. Ca dovadă că pe acești copii am dus chiar la locurile în care se coace pita, se face colacul. Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate, mă închin acum în fața telespectatorilor. Da, și eu mi-amintesc mirosul colacilor făcuți de bunica maternă, Dumnezeu să o odihnească. Nu voi uita niciodată mirosul acela, mirosul casei, mirosul colacilor pe care îi făcea. Este și aceasta o zestre, memoria afectivă, olfactivă, da? Olfactivă, la asta mă gândeam, da? Te mai emoționezi, nu? Mai dai în bâlbâală cu atâta frumusețe aici. Doamnă, prin dumneavoastră, prin ceea ce faceți dumneavoastră și alții ca dumneavoastră, îndrăznesc să spun că nu-mi pierd speranța. Deci și sunt momente în care mă înțelegeți, știți? Câteodată îți pierd speranța și zici, nu mai există România. Nu. Ce s-a ales de România noastră? Speranța moare ultima, doamna. Nu moare, n-are cum să moară. Avem o zestre genetică senzațională. Ca toate neamurile de altfel, nu știu, undeva la vârful planetei sunt unii care au programe bine gândite pentru a băga zâzanie între neamuri. Oamenii se iubesc și se respectă și învață unii de la ceilalți. Folclorul fiecărui neam este senzațional. Eu îl iubesc în mod deosebit pe al meu. Pe ceilalți îi respect. Îi respect și mă bucur. Și este unic. Folclorul nostru este unic pentru că noi am trăit de mici, așa cum Larisa o face, am cântat și am jucat la jocurile din sat și m-am bucurat de frumusețea a tot ceea ce am trăit în lumea copilăriei mele.
De aceea nu vreau să uit aceste lucruri și să le transmit într-o formă sau alta acestor minunați copii. Larisa, uitându-te la mine așa, cam ce ți-ar veni ție să cânți acum? Hai, zi-ne ceva. Aș cânta o melodie care eu te dic mamei mele și părinților mei, care mereu m-a susținut și încă mă susțin. Și ce frumos! Mă ajută să trec peste toate stadiile pe care... Să evoluez. Mama și tatăl, sigur că și eu vă mulțumesc, mă înclin în fața dumneavoastră și sigur că acolo, într-un colț pe geană, apare o lacrimă de bucurie, nu-i așa? Nu e puțin lucru să ai un astfel de copil. Mai ai frățioare? Da, am o surioară în vârstă de 9 ani. Păi salut-o și pe ea. O salut și pe ea. Când se numește? Se numește Daria. Daria, ce și... Ne înțelegem foarte bine și vreau să-i mulțumesc și ei pentru că mă încurajează în tot ceea ce fac. Și tu o încurajezi, da, nu? Da, bineînțeles. Bine, te ascultăm. Două flori măicuța are, la 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 la. În viață i-aducem soare, la 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 la. Două flori măicuța are, la 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 la. În viață i-aducem soare, la 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 la. Două flori de primăvară, la 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 la. Crescute în pământ de țară, la 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 la. Ce frumos! Crescute în pământ de țară. Da, uite că stă laptopul. Fără așa ceva nu mai putem funcționa, Doamne iartă-mă, stă în așa fel încât intri aici în cadru. Dar ce să faci dacă nu mai poți așa fără? Da, crescute în pământ de țară, cât de frumos sună. Aceasta e adevărată. Au năvălit în mintea mea acum o groază de dezastre care bântuie această generație. Și noi nu stăm de veche, dar în fine, iată ce copii frumoși. Mă gândeam la știrile din ultimele zile. Eu nu aș mai da astfel de știri. M-ați înțeles ce am vrut să spun? Chiar vorbeam zilele trecute cu o prietenă exact despre subiectul pe care l-ați atins dumneavoastră. În loc să dăm aceste știri, da, cu copii frumoși, talentați, care au ce să demonstreze, ce să ducă mai departe, dăm tot felul de știri negative de la care nu au ce să învețe. Aceasta nu este educație. Nu întâmplător se dau astfel de știri. Probabil. Întâmplător. Mă uit la Larisa și este copil. Vă rog să mă iertați. Am câteodată către un disconfort. Multe dintre fetițele de vârsta ei deja sunt mutilate. Mutilate cum? Și-au vopsit părul. Se rujează, se pensează. Intră în cură de slăbire pentru că adesea spune mama, băi, nu Larisa, ci nu știu care Isa. Așa, vezi că te-ai cam îngreșat, trebuie să intri într-o cură de slăbire, nefericitelor. Păi acum e copil, are forme de copil, uitați-vă la chipul ei, superbă, superbă, e angelică. Nu mai mutilați copiii, oameni buni, nu-i mai mutilați, uitați-vă. Ce frumusețe! Ne mai vorbim că la 12 ani să mă ierte Larisa, să mă ierte copiii de vârsta ei și nu numai. Am întâlnit copiii de această vârstă care își spun așa, ha, 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 nu și-a început viața sexuală. Păi nu sunteți normal la cap. E un timp pentru toate. Nu întâmplător merg lucrurile așa, pentru că trebuie să-i mutilăm, nu să-i punem în valoare, ci să-i anulăm. Și cum îi anulăm? Prin diverse astfel de metode. Larisa, încă o dată mulțumiri părinților, dascălilor tăi și bunului Dumnezeu, pentru că existi așa, atât de frumoasă. Uitați-vă ce chip frumos, ce chip frumos, ce zâmbet curat are. Da, senzațional. Am greșit, doamnă profesor? Nu, n-ați greșit deloc.
Dacă am greșit, vă rog. Acum, fără lipsă de modestie, aș vrea să mulțumesc și mie, că dacă nu e... Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul și dumneavoastră. Acest copil rămânea nedescoperit în sensul, mai ales în județul Brașov. Vă rog să mă iertați. Folclorul la Brașov mi-aș dori atât de mult să fie mai mult promovat și să apară să fie mai mult cunoscut locurile minunate din județul nostru. Eu revin la ideea mea. Totuși sunt sate în care încă se mai păstrează tineri care se căsătoresc și vin să-i învăț o învârtită. Vin la mine, da, chiar am avut luna trecută doi tineri frumoși, îi salut pe această cale, care s-au căsătorit. Spuneți-le numele. Și... Nu vreau, doamna Felice. Și nu sunt singurii. Uh-huh. Cea mai mare bucurie ca cei tineri, deși nu aveau, erau foarte mici, la 20 ceva de ani, și-au dat seama cât de important este să cunoască un joc din zona Rupea, din zona Cohalmului. Și nu sunt singurii care au venit. De aceea este un prim pas foarte important și mi-aș dori, tot la Brașov, să existe un centru de creație pentru copii. Ar fi formidabil, în care toți copiii aceștia pasionați să fie îndrumați de către profesori avizați să facă acest lucru. Eu sunt profesor, sunt și coregraf și îmi doresc atât de mult ca Brașovul să aibă, să se implice cei care au această posibilitate în educarea tradițională a acestor frumoși copii. Mai ales că sunt costisitoare, doamna Popa. Toate costumele sunt foarte scumpe, costumele autentice, sute de euro. Un copil normal cu părinți care muncesc nu-și permite să-și cumpere așa. Eu, am uitat să vă spun, la asociația pe ulița satului, eu sunt și președintele asociației, încercăm să-i ajutăm și această ie, tot din zona, eu am făcut o roz din zona Făgărașului, mi-a plăcut foarte mult și am gândit că este potrivită pentru Larisa și încercăm așa cu puterile noastre să facem pentru acești copii câte ceva, dar sper să mi se alăture cât mai multe persoane. Vă așteptăm, dragii mei. Un centru de creație pentru copii ar fi prea mult pentru voi, nefericiților. Voi investiți banii, organizați licitații pentru ca să vă vină dreptul acolo, nu? Știți că am o problemă cu voi, bipez, că nu pot să vă spun oameni, dar poate că cineva, totuși, în viitorul apropiat, se va gândi că mă ajunge, atât am furat, încât ajunge pentru stră nepoții mei. Hai să fac și eu ceva. Poate că mă iartă Dumnezeu, a? V-am dat o idee. Nu vorbesc despre cei care sunt în campanie acum, da, așa, da, în genere, despre cei care pretind că ne conduc. Știți că toate acestea, undeva legea aceasta spiritualității se revarsă uneori peste cei care... Lucrurile venite necinstit, așa se vor duce. Așa este, mai devreme, doamne, sau mai târziu. Este. Legea universului, nu putem trăi în 7 case, nu putem merge în același timp cu 7 mașini. La ce avem nevoie de milioane de euro când dormim într-un singur pat și ne bucurăm cu toții de aceleași condiții? Ar trebui să fim mult mai limitați în a fi hapsâni. Acesta este cuvântul. Iertați-mă, dar nu merită statutul de oameni aceștia. Eu am toată aprecierea față de cei care au dobândit averile într-un mod cinstit și respectându-i pe cei prin intermediul cărora, că fără pălmaș nu poți, nu? Fără talpa țării nu poți să acumulezi nimic. Cum ar fi familia Dallas, mă rog, mari bogătași care ne-au lăsat o groază de edificii și așa mai departe, Mociorniță, etc., etc. Da, doamna Popa, dar aceștia s-au îmbogățit în sute de ani, da, într-o generație, da, la cealaltă, adică asta vreau să spun. O singură generație s-a îmbogățit peste noapte, din moș strămoși, prin muncă cinstită, prin afacerile respective. Și respectându-i cei mai mulți dintre ei, pe legea și cei prin intermediul cărora au făcut asta. Ce zici tu când zâmbești așa acolo? Sunt foarte bucuroasă și fericită pentru că am venit la dumneavoastră în emisiune. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc și doamnei Mihaela, care mă promovează și mă ajută să îmi arăt talentul oamenilor. Și vreau să mulțumesc și doamnei mele profesoare de canto,
doamna Gabriela Șicanu, care și am format și să ajung să cânt muzică populară și tuturor celor care se uită la această emisiune. Și dumneavoastră, pentru că particip la emisiunea dumneavoastră. Cu dragoste, dar eu nu am niciun merit. Doamna profesor are merit, pentru că dacă nu era domnia sa, nu v-aș fi invitat. Pentru că nu vă știam, nu pentru altceva. Cu dragoste, eu vă mulțumesc pentru că ați venit, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Cred că mai avem vreo 7-8 minute pe care vi le dăruiesc. Încă, dacă se poate, 7 minute, da. Dacă se poate, încă o melodie, așa, pentru telespectatorii noștri, că vremea și vremurile, vremea este năzuroasă, vremurile sunt tulburi, așa încât să ne desfătați un picuț. Bădiță de pe târnava, la 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 la, vină la mine, ți-s dragă, la 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 la, că eu ieri pe înserat la poartă te-am așteptat, la 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 la. Până luna o apus, măi, la 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 la, eu din poartă nu m-am dus, măi, la 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 la. Stelele au răsărit, mama în poartă m-o zări, măi, la 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 la. Și m-o strigat supărată, la 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 la, să intru în casă odată, la 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 la, să nu mai aștept atâta, că tot ai lăs la alta, măi, la 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 la. Ce frumos! Mă gândesc așa la frumusețea vieții la sat. Poate că ne vom reveni. Eu așa cred că ne vom reveni la un moment dat. Acolo este atât de frumos, respectându-se tradițiile. Și când spun asta, mă refer la tot. Și culinare, și vestimentare, și comportamentale, nu? Da. Dați-mi voie, pentru că vorbiți de frumusețea satului, să mă întorc din nou în copilărie. Vă rog. Acela este sufletul meu, vă rog, acolo, în satul Dacia, unde am crescut cu copii de vârsta mea, unde la 7 kilometri de satul meu drag este satul Viscri, unde vine prințul Charles și trece pe la, prin capătul satului nostru, dragii mei telespectatori, și mi-aș dori ca din când în când să se oprească și în satul meu, pentru că și acolo costumul popular, frumusețea lui este la ea acasă și avem foarte multe de arătat. Trebuie doar să vrem să facem asta. Eu, pe această cale, pentru că vorbesc de satul meu, îi salut pe părinții mei dragi, pe mama Sabina, care a țesut și a muncit pentru noi, și tatăl meu. Da, sunt firești emoțiile. Ce frumos când mulțumești celor care te-au dăruit lumii și te-au îmbogățit. Da, Dumnezeu să le dea sănătate celor care sunt printre noi, iar celor plecați la stele, pe cei plecați la stele, Dumnezeu să-i odihnească și pe noi să ne ierte. Pentru că nu știm, unii ca mine, nu ca invitatele mele sau ca dumneavoastră, nu știm să prețuim, să punem în valoare ceea ce avem. Iată câtă frumusețe, cât... Nu mă mâni, nu. Sunt cu minte, vă promit. Nu avem niciun motiv să spunem când mergem în Franța, în Italia, în Statele Unite și oriunde ne duce. Aoleu, la noi! Aoleu, la noi! În loc să spui, nu cu trufie, cu demnitate. La noi, iată ce este la noi. Frumos, nu? Și bun. Ne-am obișnuit să ne punem țărână, ca să nu spun altceva, pe freză. De ce? Pentru ca să impresionăm, ca niște milogi. Nu este statutul românului de miloc. Statutul românului este demnitatea.
deși acești români despre care vorbiți, sau poate alții, suferă după România, după folclor. Suferă, dar să nu mai facă așa, să nu mai aibă o astfel de atitudine. Da, probabil ori fi. Da, mai avem un minut pe care vreau să-l împărțiți, cum doriți, să-l gestionați cum doriți. Și ne despărțim de dumneavoastră, din păcate, dar vă promit că le mai invit. Dragii noștri telespectatori, cu sufletul mare, al meu și al Larisei, ne luăm la revedere de la dumneavoastră, cu speranța că vom mai participa în această emisiune cu atâta căldură, unde ne-am simțit ca acasă. Doamne ajută! Larisa? Vreau să mulțumesc și eu telespectatorilor pentru că s-au uitat la această emisiune și sper ca folclorul și tradițiile să fie promovate în continuare pentru a le împărtăși și noi copiilor și nepoților noștri. Ce frumos este un tezaur! Ce amintiri frumoase va avea Larisa! Spre deosebire de copilele care sunt mutilate de către noi, ce să mai, nu mai spun, de către cine știți dumneavoastră. Uitați-vă ce privire angelică, ce chip frumos, dincolo de splendoarea costumului popular. Lăsați-i să copilărească. Nu le furați copilăria. Vă rog din suflet. E vremea să ne trezim și să ne revenim. Larisa Diana Bularca și doamna profesor Mihaela Cătălui. Închei cu o reverență. Vă mulțumesc din toată inima și vă mai aștept la această emisiune, la o nouă ediție, firește. Noi vă mulțumim. Cu mult drag. Oameni buni, a fost minunat. Eu am pendulat între bucurie și mâhnire, mă înțelegeți de ce. Gata. Ne despărțim astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc din toată inima pentru că sunteți alături, pentru audiență, pentru aprecieri, pentru tot. Și vă rog, certați-mă din când în când, îmi prinde bine. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră.